Hei, salutare! Bine ați venit la un nou video din atelierul Retro. Acest video a luat naștere datorită unei nevoi, și anume nevoia de a avea un calculator mai vechi. Bineînțeles, nu putem să folosim un calculator nou în atelierul Retro. Un calculator mai vechi, cu acces la internet, de pe care să pot descărca aplicații, jocuri, pentru calculatoarele pe care le folosesc aici. Bineînțeles, nu pot intra de pe Windows 98, de pe Windows XP, ca să îmi descarc ce am nevoie. Așadar, m-am decis să fac un calculator mai vechi, pe care o să instalez Linux, un sistem de operare Linux modern, apărut anul trecut, sigur și, sper eu, și destul de rapid pentru sistemul pe care urmează să-l pun în funcțiune. Platforma pe care urmează să o folosesc este o platformă Intel cu un procesor Core 2 Quad Q6600, legendarul Q6600, la 2,4 GHz. Procesorul a apărut în jurul anului 2007, dar o să facem o prezentare și despre acela. Toată minunăția asta de video are trei părți mari și late. Prima parte va fi prezentarea anumitor componente și asamblarea sistemului. Instalarea sistemului de operare Linux Mint va fi și prezentarea acestui sistem. După care, a treia parte urmează testele pentru a vedea dacă pot să folosesc acest sistem, dacă mă ajută în ceea ce am eu nevoie. Dacă se mișcă bine în browsing, în downloading, torente, dezarhivare, scris DVD-uri, CD-uri, scris pe USB. Dacă este stabil și silențios, nu vreau să am o rachetă întotdeauna care să-mi bâre în cap, și dacă, bineînțeles, mă simt bine despre mine atunci când îl folosesc, deoarece degeaba am un calculator dacă nu pot să lucrez la el liniștit, dacă e ceva ce mă deranjează. La baza acestui sistem stă această superbă placă de bază. Get it? La bază? O placă de bază? Nu? Nu? Nimic? Ok. Această placă este un Asus P5WDH Deluxe, este vârful de lance al lui Asus pentru chipsetul Intel 975X, care este a treia generație de chipsetul care suportă procesoarele Core 2 Duo. A apărut în vara lui 2016 și este probabil cea mai performantă și cea mai plină de bunătăți, de features, placă de bază din generația ei. Unele dintre feature-urile cu care se laudă sunt următoarele. Alimentare a procesorului în 8 faze. Asta îi asigură o stabilitate sporită și o performanță sporită când vine vorba de overclocking. Cu cât are mai multe faze placa de bază, cu atât curentul este mai pur și mai bine servit procesorului. De acest curent se ocupă bucățile acestea negre pe care le vedeți aici. Acolo sunt VRM-urile, care sunt și oarecum răcite de radiatorul acesta de aici. De asemenea, are un BIOS bogat în opțiuni, în special opțiuni de overclocking. Este, de fapt, din câte am văzut, placa din generația ei care overclockea cel mai mult procesoarele Core 2 Duo, chiar și peste Intel Bedex, care era renumită pentru overclocking. Are o răcire, după cum bine vedeți, o răcire silențioasă, cu un heat pipe. Răcirea este eficientă, răcirea face față chiar și în cazul overclockingului agresiv, de care, așa cum spuneam, placa aceasta este capabilă. Suportă 8 GB DDR2 în dual channel. Are două PCI Express 16X, care se pot transforma în două PCI Express 8X dacă sunt folosite în același timp, și această placă suportă Crossfire. Asta înseamnă că se pot monta două plăci Radeon, două Radeoane în același timp pentru o performanță sporită. Sper să ajungem să facem și acest lucru. 3 PCI-uri, 2 PCI Express-uri, ca și conectivitate are 7 SATA porți, SATA 2, dintre care unul este extern, se află aici în spate. Are opțiuni de RAID 0, 1 și 5,
Are și acest Asus S Backup care oferă siguranță sporită datelor atunci când este folosit modulul de RAID. Are 2 gigabit LAN integrate, plăci de rețea, două porturi FireWire, 8 USB 2.0. Placa are și Wi-Fi, care poate fi folosit inclusiv ca access point. Are și o telecomandă. Această placă are telecomandă și poți folosi telecomanda ca să pornești sistemul, să-l oprești și alte funcții pe care le oferă softul Asus, cel mai probabil. Placa fiind foarte performantă și foarte stabilă, poate fi folosită atât în servere, cât și pentru gaming, acasă, la birou, home media, deci este all encompassing. Este o placă superbă, arată foarte bine, un PCB negru, culori diverse, vedeți portocaliu, albastru, roșu, heatpipe, poate pentru alții nu contează, dar pentru mine aspectul componentelor contează foarte mult, mai ales când vine vorba de componentele mai vechi. Așadar, aceasta a fost placa de bază, sper să fie stabilă, sper să funcționeze așa cum îmi doresc. O să vedem și câteva rezultate din testele făcute de cei de la Extreme PC pe această placă de bază. De exemplu, vedem aici 4 teste, în PC Mark este pe locul 3. La arhivare nu există, dar probabil este în loc fruntaș, deoarece pe primul loc este tot o placă de bază de la Asus, care este similară cu aceasta. Iar la gaming vedem că ocupă locuri fruntașe, la 3 de mar 2001 este ocupat al doilea loc, iar în Far Cry este pe primul loc cu 478 de FPS-uri. Așadar, cum spuneam, performanțe extraordinare, însă și overclocking-ul este pe măsură. Vedeți cum cei de la Anantec au testat plăcii de bază din generația aceasta, din generația aceea, și cu această placă de bază au putut duce cel mai departe un Core 2 Quad X6800 și un Core 2 Duo E6700. E un overclocking de 50% la E6700. Așadar, placa pe care o vom folosi era probabil cea mai bună sau printre cele mai bune plăci din generația ei, dar care, deși acum nu mai este la fel de performantă comparat cu ce există în prezent, totuși aspectul s-a păstrat, arată la foarte bine, arată la fel de bine și sunt convins că sistemul nostru o să fie un sistem minunat folosind această placă de bază. Acesta este procesorul Core 2 Quad Q6600 la 2,4 GHz, 8 MB cache, 1066 FSB. Este creat folosind procesul de fabricație de pe 65 de nanometri și are un TDP, adică un consum de 105W. Este destul de mult, însă o să folosim o sursă care poate să ducă acest procesor chiar și overclockat. Pentru cei care nu știu, acesta este nu este primul procesor quad de la Intel. Acela era X6700 sau X6800, însă este primul cel mai slab quad core de la Intel. Însă cu acest cel mai slab quad core de la Intel, sunt convins că o să avem performanțe foarte bune folosind Linux Mint pentru ceea ce îmi trebuie mie. Pentru răcire, bineînțeles că nu o să folosesc cooler-ul stock, ar fi oribil, voi folosi acest minunat site Ninja, ce are 12 pipeline-uri de cupru, 12 țevi, bază de cupru, restul este aluminiu, are multe aripioare de aluminiu. Și ventilatorul este foarte performant și în același timp foarte silențios. Așadar, acest Side Ninja ne va ajuta să menținem o temperatură ok pentru procesor, un zgomot redus, dar ne va ajuta foarte mult și la overclocking. Cu
cu toate că există riscul să devină gălăgios. Sper să nu fie cazul. Așadar, acesta este culorul și acesta este un legendar culor. Pe vremea lui era printre cele mai performante. Știu că visam la el când îmi cumpăram Arctic Freezer-ul Pro pentru procesoarele mele Intel. Acesta era visul meu, de care n-am avut niciodată parte. Bine, până acum. Sistemul va fi completat de 4 GB de RAM DDR667, DDR2667, un SSD Kingston de 240 GB și o Nvidia GeForce 210, minatul 210, care este foarte blamat, dar pentru situația dată cred că este foarte bun, mai ales că are răcire Silent, este fix ce mi-am dorit. Așadar, aceste componente se vor afla în sistem, compun sistemul. Bineînțeles, o să vedeți și sursa și carcasa pe care le voi folosi. Voi folosi o carcasă Antec NSK6000 împreună cu câteva ventilatoare pentru un flux de aer și o sursă Chieftec de 550 W, o sursă destul de veche. Chieftec cred că are vreo cel puțin 10 ani. Sper să țină sistemul, să nu am parte de surprize. Să-mi bubuie sursa, să-mi bubuie și sistemul, că o să mă supăr foarte tare. Așadar, urmează asamblarea, după care ne vedem la instalarea sistemului de operare. Am asamblat sistemul, l-am și pornit, pornește. Așa arată în acest moment, nu arată foarte grozav, wire managementul lasă de dorit, însă va trebui să lucrez și la asta. Câteva dintre problemele cu care m-am lovit, nu recunoștea 4 GB de RAM, recunoștea doar 3 GB. Era o setare din BIOS pe care trebuia să o fac. Ventilatorul face un mic zgomot, o să vă și arăt. Nu știu dacă se aude pe filmare, dar e clar că trebuie reparat nițel ventilator, nicio problemă, o să reparăm. Setarea din BIOS am rezolvat-o, îmi vede bine 4 GB. O altă problemă era aceea că mi se reseta BIOS-ul ori de câte ori scoatem calculatorul din priză. Am înlocuit bateria de BIOS, s-a rezolvat și aceasta, deci era de la bateria de BIOS. Și cam acestea au fost probleme, ar mai fi o mică problemă cu faptul că pare că se încinge foarte tare. Acum nu este, dar dacă intru în sistemul de operare și Norbridge-ul și Sawbridge-ul se încing, pot să prăjesc cu ouă pe ele. Acesta este BIOS-ul. Avem și o dischetă. Perfect.
El cunoaște tot și SSD-ul și DVD writer-ul. Port 2 cu ala 2,4 GHz, 4 GB de RAM. Acestea sunt configurările pentru overclocking. Sunt destule aici, putem să modificăm ce ne dorește inima noastră, însă nu umblăm momentan. Am mai făcut anumite setări, nimic foarte, foarte extraordinar. Hardware monitor, procesorul este la 22 de grade, iar placa de bază la 32 de grade. Vedem noi când în full low sau în overclocking ce temperaturi avem. Bineînțeles, cu acest cooler foarte, foarte, foarte mare și foarte bun, sunt convins că o să avem temperaturi foarte bune. Sistemul de operare care era deja instalat pe acest SSD, pentru că a fost folosit pe un laptop, a bootat fără nicio problemă și nici n-a mai trebuit să instalez un alt sistem de operare. Îl folosesc pe acesta, este Linux Mint, varianta XFCE, care până acum merge foarte bine. Încă o problemă de care m-am lovit este faptul că nu am viteze de un gigabit pe secundă. Am doar până la 100 megabit pe secundă, deși în sistem mi-arată că am un tera, un gigabit. O să văd cum rezolv și asta, posibil să iei de la cap. Am intrat în sistemul de operare. Acesta este un fel de task manager care ne arată resursele folosite. Din RAM avem ocupați aproximativ 1 GB 300. Avem o fereastră de Firefox, ia să fac chide, să vedem. 600 de mega din 3,8 GB. Procesorul stă aproape mereu la 0%, 0,5-0,7%, toate core-urile. Haideți să deschidem un Firefox, să testăm prima dată browsing-ul. Mă interesează ce este nou în Linux Mint, acesta pe care îl folosesc acum. Avem și un torrent. Haideți să downloadăm un torrent. O pornit Transmission. Are o aplicație stat by default. ISO-ul are 2 GB. Se conectează. La o viteză de aproape 100 megabit pe secundă. Așa cum spuneam, nu am un gigabit. Nu mi-a dat un gigabit, deși am un gigabit. Am și placă de rețea gigabit. Ori este din cauza switch-ului, ori din cauza cablului. Eu tind să cred că este din cauza cablului. Haideți să vedem cum se mișcă în timp ce downloadăm. Putem intra pe YouTube. Bineînțeles că trebuie să testăm și YouTube-ul. Nu avem sunet, dar nu-i problemă. 1080p. În timp ce downloadăm un teret cu viteză maximă, să dacă face frame-uri. Aici cred că avem o problemă cu lățimea de bandă. Să ne vedem, uităm în Quake 2. Merge absolut perfect în 1080p. Așadar, cu un calculator din 2006-2007, pot downloada un torrent la viteză maximă, să mă uit pe YouTube la un filmuleț, 1080p. Procesorul încă nu este la 100%. Este foarte important că este quad-core. Memoria 1,3 GB din 3,84. Acestea sunt niște teste. Haideți să vedem niște componente frumoase.
Continuare downloadează. Vreau să văd o placă de bază. O placă de bază frumoasă. Vreau să văd o placă de bază A-bit. Întotdeauna mi-a plăcut plăcerea de bază A-bit. NF7V2. Vreau o placă legendară pentru... Din nou avem probleme cu rata de transfer. Să observați, procesorul nu ajunge niciodată la 100%. Asta înseamnă că putem naviga liniștiți. Tot merge foarte, foarte bine. Terminăm și download-ul. Îl lăsăm la seed, că poate mai au nevoie și alții. Nu mă interesează 4K, nu se folosește niciodată 4K pentru... Deoarece o să am un monitor 1080p. Haideți să vedem unde este arhivare, cam cât ar dura. Trebuie un downloads. Și avem... Linux Mint. Extract to. Desktop. New folder. Create. Extract. Îl extrage fără nicio problemă. Nu, nici nu se închisește. Wow, chiar nu mă așteptam să nu am niciun starter. Haideți să instalăm ceva. De exemplu, avem GIMP. Nu avem GIMP. GIMP. Parola ultra secretă. Da, GIMP este un Photoshop gratis, foarte performant. Și asta este instalarea din Linux, instalarea în terminal. Gata, s-a instalat. S-a aplicat destul de repede. Haideți să vedem cum se mișcă în GIMP, deoarece o să am nevoie pentru editare, pentru mai multe lucruri. Cu GIMP deschis, 1,5 GB din 3,84 cu YouTube și încă un tab. Nu o să avem foarte multe taburi deschise, nu îmi place să am multe taburi deschise. Să aplicăm niște filtre. O să fac puțin mai colorat. Ok. Filters. Blur. Nu blur, mă interesează Edge Detect. Este, pare puțin mai încet decât Ryzen-ul meu 3700X, dar vorbim de un quad-core din 2007 la 2,4 GHz. Încercăm un copy. Copiem în Downloads. Adrian Documents. La fel, se mișcă foarte bine. Da, sincer, nu așteptam să meargă așa bine, însă pare să fie ce am nevoie.
pare să fie ce am nevoie, se mișcă bine, se mișcă smooth, se mișcă smooth. Acesta este un fel de App Store. Vedeți că aveți, există și categorii. O să instalez un joc, bineînțeles. Sunt foarte curios cum o să meargă. Tot ce e aici este gratis. Încă nu s-a instalat. S-a întâmplat ceva? Ok. Launch. Yes. Offline account. Da, nu a lăsat. Single story mode. Sunt expert, bineînțeles. No worries. Start this. Nu aveți una din nefericire, nu am boxe conectate. Este un fel de Mario Kart. Foarte interesant. Aha. Ca să mă dobor. Am căzut, da. Sunt foarte skillat în așa ceva. Merge. Ok. Și desktop settings. Are o selecție frumoasă de wallpaper. Bineînțeles, fiind Linux, este foarte customizabil, însă nu acesta este scopul acestui video. Să vedem dacă acest sistem mai merge după atâția ani și merge, dacă merge bine și merge bine. Sistemul de operare merge foarte bine, e foarte smooth, nu am întâlnit niciun hiccup până acum. Mai este încă un test final și anume să randez un video. Calculatorul meu Ryzen 7 3700X randează cam în 6 minute și vreau să văd cum se comportă și acesta. Să vedem temperatura procesorului. O să deschid Key de Live. Acestul îl folosesc pentru editor video. O să încarc proiectul. Este fix același proiect pe care l-am copiat de pe calculatorul cu Windows, cu Ryzen 7. Este fix același proiect. S-a încărcat destul de repede și acum o să-i dau randare. Final 1.2 render. Waiting. Mi-arată 47 de minute versus 5 minute și ceva cât mi-arăta pe Ryzen, deci cam de 10 ori mai mult. Așadar, a început de la 47. Da, vreau să mai fac un ultim lucru, am zis de overclocking. Să fac un mic overclocking de la 2,4 GHz. Aș vrea să duc la... Momentan rulează la 2,4 GHz, intrăm în BIOS, să facem și un mic overclocking. O să-l overclockăm cu 25%, adică până la 3 GHz. Jumper Free Configuration, manual, frecvența procesorului se obține mulțind acest 266 cu 9, care este multiplicator. Asta înseamnă 2,4. Dacă punem aici 333, o să ajungem la 3 GHz. Restul le lăsăm pe auto. Ce mai trebuie făcut, lucru pe care eu l-am făcut acum, este să intru în configuration și să dezactivez aceste
trei opțiuni. Ați observat că înainte de overclocking, temperaturile când am pornit renderul erau undeva la 38-39 de grade pe fiecare core. 3 GHz, a bootat fără nicio problemă. RAM-ul este la 667. Ok, aștept să încarce să vedem cât este de rapid. Ok, deschidem din nou senzorii. Deja temperatura a ajuns la 40 de grade. Voltajul, observați că este același. Așadar, am putut să overclockăm 20% de la 2,4 la 3 GHz fără să mărim absolut deloc voltajul. Absolut incredibil. V-am spus că procesorul este legendar și placa de bază este extraordinar. Absolut incredibil. Render. Așadar, prima oară pornit de la 47 de minute, având frecvență 2,4 GHz. Să vedem acum. Waiting. 42 de minute. Deci am economisit 5 minute din viața noastră cu un mic overclocking. Un alt lucru foarte interesant. Să ne uităm la resurse. Procesoarele. Să cele patru core-uri sunt aproape la 100% și RAM-ul este ocupat doar 2,15 GB din 3,84. Superb. Sunt convins dacă putem să facem multitasking. Dacă ne permitem. Tot la videoul meu, deoarece sunt un mare narcisist. Da, merge perfect, absolut perfect, 1080p, în timp ce randăm, apăs cu viteza de randare, bineînțeles. Temperatura este undeva la 40 de grade, așadar cu un overclocking de 20%, procesorul stă la 40 de grade maxim. Mă uit pe YouTube și totuși am doar 3,23 și ceva giga. Ok. Silențios. Să punem una. Este rece. Haideți să vedem sau obligiu. Ah, m-a fript. Și nu obligiu. Da, nu pot să țin mâna mai mult de 3 secunde. Da, asta e. Da, cam acesta a fost și testul. Testul randării. Eu cred că funcționează foarte bine acest calculator. Super, absolut super, sunt foarte încântat. Nu sunt încântat de multe lucruri în viața asta, de acest calculator mă încântă.